Vă spun bun găsit, dragi telespectatori! Invitata mea specială de astăzi este doamna dr. Florinela Stoianovici, medic în medicină holistică și homeopatie. Vă spun bun găsit, doamna doctor, bine ați revenit la Argeș TV. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în acest an. Și eu vă mulțumesc, astăzi este ultima emisiune din 2020 de medicină holistică. Sunt emisiuni foarte frumoase despre sănătate, am lucrat la prevenție, la imunitate și încheiem astăzi anul 2020 cu această emisiune, care cred eu că va fi așa, ca un impact asupra pacienților și telespectatorilor legat de evoluția noastră. Suntem deja în săptămâna nașterii Domnului. La ce ar trebui să reflectăm în această perioadă, doamna doctor? Sărbătoarea Crăciunului și a nașterii Domnului este o sărbătoare foarte importantă, semnifică partea noastră de evoluție spirituală. Deci ar trebui în această perioadă să ne analizăm nivelul de conștiință, să vedem dacă noi în acest an 2020 plin de încercări am evoluat spiritual, să tragem concluzii, să tragem linie. Trebuie să avem așa o retrospectivă asupra cum am evoluat ca ființă umană. Pruncul Iisus a venit în vremuri grele pe pământ, ca acum, dar iată, nașterea lui a marcat omenirea. Care credeți că este lecția pe care ar trebui să o primim noi de la anul 2020, doamna doctor? În anul 2020 s-a întâmplat un lucru extraordinar, cum că am fost confruntați foarte mult cu partea de sănătate. Pentru că caracteristic pentru 2020 este faptul că foarte multă lume s-a îmbolnăvit, da. Foarte mulți au murit chiar, da, și societatea și pe glob, întreaga societate a globului s-a blocat în acest cuvânt numit sănătate, care este cel mai important cuvânt pentru ființa umană. Și de ce este important să fim sănătoși? Pentru că noi suntem suflete întrupate, știți? Și atunci trebuie să avem grijă de corpurile noastre fizice, dar această pandemie cu COVID, da, care ne-a răsturnat toate planurile, toate vacanțele, tot ce s-a întâmplat. Pentru mulți dintre noi, anul 2020 n-a fost mai un an bun. Sigur că da, dar știți cum este, întotdeauna a fost un an de transformare, o să vedem, pentru că chiar de astăzi, când este solstițiul de iarnă, pe 21 decembrie 2020, începe o perioadă foarte importantă pentru omenire din punct de vedere al conștiinței umane, începe o trecere către era vărsătorului și eu mă simt foarte bine pentru că eu sunt vărsătoare, să știți. Și era vărsătorului este o eră de dezvoltare a conștiinței, dezvoltarea umanității, este o eră novatoare, pentru că această zodia vărsătorului este progresistă, este transformatoare, este legată de generozitate, este legată de lucruri foarte înalte, avangardiste. Deci, cu alte cuvinte, este posibil acum, la sfârșitul anului 2020, dacă privim, să vedem ce s-a întâmplat în 2020, s-a făcut un fel de cernere, poate, da? La nivel de viață și de moarte și de boală, a unor suflete, a unor conștiințe umane, care unii au fost așa, unii au plecat, alții au fost un pic zdruncinați, legat de faptul că ar trebui să se trezească, ar trebui să evolueze din punct de vedere spiritual. Ce ne aduce 2021? Ce așteptări să avem de la acest an, de la noi înșine? Următorii ani vor fi niște ani care nu vor fi nici ei simpli, pentru că e clar că această pandemie se va lungi sau, în orice caz, impactul ei asupra societății va fi în continuare. Poate nu va mai fi atât de dezastros ca 2020, dar va fi un an în care va fi primul pas către o transformare. Și toată lumea cred că este de acord că deja societatea s-a transformat, noi privim altfel lucrurile, uitați, totul se petrece în online, nivelul de relaționare a scăzut între oameni, dar, atenție, este posibil ca scopul să fi fost acela a ne uita mai mult către noi înșine, a ne izola ca să reflectăm, da? Și poate că n-a fost așa ceva foarte binevenit, știți, din punct de vedere al fiecăruia în parte, dar dacă ne uităm la nivel de umanitate, cred că a fost singura perioadă în care oamenii au început să se gândească la ce se întâmplă și la anumite lucruri pe care până atunci, până în 2020, cu această pandemie, nu ne întrebam, cum ar fi sănătatea noastră, de exemplu. Ce presupune dezvoltarea noastră interioară? Cum vedeți dumneavoastră evoluția?
Vedeți, marea majoritate dintre noi, în perioada 0-18 ani, ne formăm ego-ul, adică personalitatea noastră, și este formată în legătură cu familia și în legătură cu societatea. Pe lângă structura ego-ului, care este diferită, sunt 9 feluri de personalități, armonioase sau nu, la fiecare individ în parte, trebuie să știți că noi mai avem și nivelul de conștiință, care este un alt fel de minte, minte superioară, numită înțelepciune, conștiința, știți, și cumva balansăm între acest nivel de conștiință și nivelul minții noastre. E foarte important că, de fapt, cel care trebuie să coordoneze întreaga ființă umană este conștiința și nu ego-ul. Știm că ego-ul ne face figuri, de cele mai multe ori este disarmonios și datorită faptului că el este în dezechilibru apar bolile. De aceea este foarte important ca în următorii ani, începând cu 2021, să începem să lucrăm la dezvoltarea noastră interioară. Ce presupune acest lucru? Să ne vedem calitățile, să ne vedem defectele, să lucrăm să ne dezvoltăm calitățile și să ne armonizăm, să ne temperăm defectele. Cam asta ar presupune să ne dezvoltăm. Cum faceți dumneavoastră acest lucru concret de dezvoltare a conștiinței pacientului? Eu lucrez foarte bine în cabinet, în sensul că am aparatură de fizică cuantică care ne arată dezechilibrele ego-ului. Adică văd, de exemplu, dacă o persoană este perfecționistă, pot să văd că este puțin dezechilibrată la nivel mental-emoțional. De exemplu, este fixistă, de exemplu, are rigidități, are niște lucruri la care nu poate renunța, nu este flexibilă, nu este în feminitate, depinde. Și atunci asta presupune un dezechilibru la nivelul ego-ului și atunci înseamnă că are un nivel scăzut spiritual, pentru că ele sunt cumva la balans. Și în acel moment identific împreună cu pacientul de fapt care este cauza bolii, pentru că întotdeauna un dezechilibru la nivel mental duce la o boală. Momentul în care tratăm acest lucru, prin homeopatie, de exemplu tratez eu, sau remedii florale Bach, sau la aparate, prin vibrații, tratăm partea asta psihoemoțională și o reglăm, trebuie să știți că pacientul face un salt. Face un salt spiritual, pur și simplu în cabinet pot să-l facă, în prezența mea, prin discuție, dar pot să-l facă și în timp, singur, reflectând la anumite lucruri și facem tot felul de exerciții. De exemplu, pentru o persoană care este foarte mult autocritică, critica este o formă de, că nu mai e iubire, știți, o formă de mini-ură. Da. Și dacă sunt foarte multe autocritici, e ca și când te urești singur, dar nu-ți dai seama. Și atunci, câteodată lucrez cu pacienții și îi pun pe parcursul unei zile întregi să sune ceasul, să-și pună ceasul să sune la o jumătate de oră așa experimental într-o zi liberă, cum este sâmbătă, duminica, și să scrie repede într-un caiet ce emoții au în momentul acela și dacă se uită seara să vadă din jumătate de oră ce emoții au avut, vreau să vă spun că nu sunt tocmai emoții potrivite. Și atunci acea persoană conștientizează seara că ea de fapt lucrează cu niște emoții care nu sunt normale, nu sunt firești. Dar sunt pregătiți, doamna doctor, oamenii din zilele noastre să evolueze spiritual? Au această dorință? Nu. Că de asta a fost și nevoie de această trecere bruscă. Da. 2020 a fost un fel de șoc așa, da? Din toate punctele de vedere. Să știți că pentru mulți dintre noi chiar a reprezentat un șoc. Un șoc, da. Un șoc care a lăsat și urme, da? Da? O parte din oameni au plecat, mulți, da? Dar a fost mai mult și o sperietură emoțională, psihoemoțională foarte mare. Cu un impact, mulți au cedat, din da, păcate. Da, cu un impact foarte mare din toate punctele de vedere și economic și financiar. Dar e foarte interesant că dincolo de acest șoc, acest șoc într-un fel poate că a fost în nevoie să se întâmple, știți? Pentru că altfel nu putea să ne trezească legat de ce e mai important pentru noi. Și ce mai important pentru noi nu sunt banii, nu sunt relațiile, nu sunt diversele vacanțe în care noi plecam. Cel mai important pentru noi este starea noastră sufletească, interioară și legat direct, imediat, este nivelul de sănătate și nivelul de, în care noi avem energia din noi, de fapt. Dar medicina holistică reprezintă o metodă de vindecare. Cum ne poate ajuta? Este o metodă de vindecare și este o metodă de vindecare prin conștientizare și prin salturi spirituale, pentru că este, de fapt, o medicină spirituală. Și uitați că în această perioadă în care ne confruntăm cu foarte mult, a și răsărit această, e bine, noi lucrăm de 10 ani, dar este prezentă deja la nivel de societate o medicină care să ajute oamenii, pacienții, să facă acești pași de armonizare a ego-ului și de dezvoltare a conștiinței, care să le permită menținerea unui stări de sănătate și creșterea imunității.
Știm că faceți cursuri de medicină preventivă. Vă rog să ne spuneți ce v-ați propus dumneavoastră în anul 2021 pe acest segment de prevenție. Bine, trebuie punctat faptul că și aceste emisiuni au rol preventiv de conștientizare. Da, și sunt foarte multe. Da. Avem 3000 de emisiuni pe YouTube. Dar eu mi-am propus să fiu foarte, foarte directă și foarte pragmatică, să știți, în 2021, în sensul că o să țin aceste webinarii, cursuri, aproape lunar, chiar lunare. Am de gând să înscriu foarte multe lume, să invit foarte multă lume să participe, pentru că sunt niște cursuri de conștientizare, de dezvoltare spirituală în același timp, dar și de prevenție și de imunitate. Practic o să învățăm cum să nu ne îmbolnăvim, care este cel mai important lucru în medicină, să prevenim boala, deoarece sunt cele mai mici costuri să nu te îmbolnăvești dacă previi acest lucru. Vreau să spun că o să propun fiecărui pacient care vine și se consultă la mine, chiar în timpul consultației, să participe la webinarul de lunar pe fiecare luni, la sfârșitul lunii, în fiecare sâmbătă o să țin aceste webinarii. Primul o să-l facem totuși în februarie, pentru că știți, ianuarie este așa mai o lună mai specială. Deci la sfârșitul lunii februarie o să fie, în prima parte a februarie, o să facem acest webinar, pentru că în februarie spuneam că merg la Iași la sfârșitul lunii. Domnule doctor, care este feedback-ul pe care l-ați primit dumneavoastră după primul curs organizat? A fost foarte interesant. Deci au fost un număr destul de mare de persoane înscrise și a fost interesant că pacienții care au participat și care au făcut salturi în timpul cursului și-au adus toate rudele. Deci, au fost așa, deci chiar am avut paciente care sunt aici din România și știți că de sărbători acum vin copiii din străinătate, toată lumea are... Cei care pot veni acasă. Cei care pot veni, au venit foarte mulți și pur și simplu atât de mult le-a plăcut și a fost interesant cât și-au adus toate rudele din străinătate la consultații. Și am avut pacienți din diaspora foarte mulți. Și v-au încurajat să organizați astfel de cursuri. Da, eu n-am o problemă de încurajare, eu știu clar, pentru că beneficiile sunt foarte mari, eu lucrez în astfel de... și mă dezvolt personal, de fapt, în această medicină holistică, pentru că dezvoltarea este reciprocă, beneficiile sunt și pentru mine și pentru pacienții mei. Care este cel mai important lucru din punct de vedere holistic pentru un pacient? Cel mai important este să poată să observe împreună cu un medic, da, care este bine pregătit, să observe latura lui spirituală. Pentru că să știți că oriunde te-ai duce, deci noi în momentul ăsta nu mai ai unde să te duci ca să poți să vezi care este nivelul tău spiritual, ca să înțelegi dacă tu ai un nivel de conștiință. Chiar unde te duci? La psiholog, la psiholog poate, da. Psihologul discută cu tine dacă tu ești reglat din punct de vedere al minții, dar nu am văzut la psihologie să dezvolte subiecte legate de conștiință și de suflet și de Dumnezeu. Pentru că până la urmă, eu așa știu, sunt foarte puține ramuri, într-adevăr au apărut câteva ramuri și sunt foarte recunoscătoare că au apărut la nivelul psihologiei legate un pic de partea aceasta, dar suntem la început. Dar e bine că au apărut. Psihiatrul nu discută cu tine despre asta. Discută decât despre dereglările minții în general și, din păcate, nu se face prevenție, ar trebui. Deci nu prea avem unde, știți? De ce este important să avem grijă de noi, de sufletul nostru, mai ales în această perioadă marcată de pandemia de coronavirus? Oamenii niciodată n-au înțeles că partea aceasta sufletească este cel mai important. Eu cunosc oameni care, în momentul în care sunt triști sufletești, își generează... Se îmbolnăvesc. Da, și mor. Da. Deci noi putem comanda, sufletul poate comanda moartea. Noi nu ne dăm seama. Știți că sunt bătrânii aceia care se hotărăsc să plece și, indiferent, mai așteaptă așa până vine o rudă, știți, ca să-și la revedere și apoi pleacă. Deci noi putem comanda moartea prin tristețe, știți? Printr-o tristețe profundă. Deci ar trebui să începem să vedem că cel care ne coordonează este sufletul, că mintea este de fapt o secretară decât, știți? Bine pregătită, bine upgradată, dar decât o secretară. Și atunci, dacă cel mai important este sufletul și sufletul este cel care coordonează starea de sănătate și de imunitate, uitați că această pandemie în 2020 ne-a arătat, de fapt, care este lucrul cel mai important. De aceea n-ar trebui să o privim ca pe ceva numai exclusiv o parte negativ, negativă. Da, dimpotrivă. Da, ar trebui să
vedem că poate că deși ne-a durut, deși am resimțit foarte negativ această perioadă, poate a avut rolul ei și scopul ei, așa cum se spune. Ce le transmiteți dumneavoastră pacienților și telespectatorilor televiziunii noastre acum cu ocazia sărbătorilor de iarnă? Le doresc în primul rând sănătate, pentru că e cel mai important, după cum ați văzut, 2020 a arătat că cel mai important este sănătatea. Apoi, cel mai important ca să păstrăm sănătatea ar fi să avem o imunitate foarte bună, deci eu le recomand să meargă la medic, să se consulte, de asemenea să facă prevenție medicală, adică să se intereseze ce ar trebui pentru fiecare în parte să facă ca să poată să-și mențină starea de sănătate. Dar pentru că trecem de astăzi în era vărsătorului și facem o transformare la nivel planetar, le doresc să treacă noua dimensiune 5D sănătoși, să citească despre acest lucru, să se intereseze despre partea aceasta spirituală, partea aceasta de conștiință pe care noi o avem cu toții, unii în stare latentă, alții o activă, și să se dezvolte din punct de vedere spiritual și să fie fericiți, să fie în familie așa cum pot, da? Și chiar dacă nu avem revelioane, chiar dacă nu avem petreceri, îl avem pe Dumnezeu și poate în această perioadă, această săptămână extraordinară, ne aducem aminte de El, de sufletul nostru și de conștiința noastră. Unde vă găsim în această perioadă a sărbătorilor de iarnă? Ca și dumneavoastră, eu sunt pe baricade la servici, ca și dumneavoastră la fel. Lucrez astăzi și mâine sunt în Pitești, mâine după 23 în București și pe 28 și pe 29 lucrăm, după care luăm vacanță și ne întâlnim pe 4 ianuarie 2021 cu forțe proaspete. Cu forțe proaspete, da. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost prezentă și astăzi la televiziunea Argeș TV. Vă doresc sănătate, toate cele bune. Și eu vă mulțumesc, sănătate tuturor. Doamnelor, domnilor, sunt Anca Manu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Argeș TV. La revedere!